ce este fericirea? Să descoperi o lume în care să poți uita de toate necazurile, de toată suferința. Să poți cuprinde pe cineva în brațe, de parcă ai cuprinde întreaga lume, a spus ca. Așa ți-aș propune să marchezi ziua internațională a zăpezii pe 17 ianuarie cu un fragment din romanul lui Orhan Pamuk, Zăpadă. Povestea poetului care se întoarce din Germania în Turcia te transportă într-un loc în care mocnesc tensiunile politice și sociale, zăpada, mai face și lucruri din astea. Îți pune în brațe sentimente de care uitasei și care te reprezintă. Aveai sentimentul că orașul era un loc uitat de lume și că omătul se cernea în tăcere undeva la capătul pământului.